Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din localitate vă invită luni 1 noiembrie 2021, ora 19, la sala ProArte a Colegiului Național Decebal din reședința de județ la un concert extraordinar intitulat Vioara lui Enescu. Evenimentul face parte din turneul național Vioara lui Enescu, ce a ajuns în al 10-lea an de existență și revine, iată, la Deva. Acest turneu este un eveniment care aduce în fața publicului un exemplu unic de generozitate artistică. Gabriel Croitoru și legendara vioară Garnieri, pe care a cântat George Enescu, străbat România alături de pianistul Horia Mihail, aducând muzica aproape de comunitățile celor mai diferite orașe din România. Intrarea la eveniment se face pe bază de invitații, dar accesul publicului, din cauza situației pandemice cu care ne confruntăm, este limitat și condiționat de restricțiile aflate în vigoare. Pe data de 1 noiembrie va avea loc cea de-a 10-a ediție a turneului național Vioara lui Enescu, care va poposi și la Deva și va avea protagoniști pe Horia Mihail și pe Gabriel Croitoru. Un concert pe care nu trebuie să-l ratați. Așadar, pe data de 1 noiembrie, de la ora 19, la sala ProArte a Colegiului Național Decebal, de la ora 19, va avea loc concertul. Invitațiile se pot ridica de la Centrul Cultural Drăgan Muntean, de luni până vineri, de la ora 9 la 16, dar și la intrarea la spectacol. Intrarea se va face în limita 30% din capacitatea sălii și doar pentru cei vaccinați sau pentru cei care au trecut prin boală. A trecut peste un secol de când George Enescu străbătea țara în timpul primului război mondial alături de vioara sa pentru a-și duce muzica spre cei bolnavi, răniți în război, oameni aflați în necazuri și nevoi. Același instrument participă acum la aceeași nobilă misiune, aceea de a duce muzica în întreaga țară, acolo unde este mai mare nevoie de ea.